probabil și întrebarea majorității dintre voi. Pentru că n-a fost ușor să-mi pierd soțul urmare evenimentelor Revoluției, dar punctul culminant a fost în 2002, când s-a împlinit turul lui Chiron și el, drăguțul, și-a făcut datoria, adrogându-mi atenția că, probabil, nu-mi făcuse nici... Nu-mi făcusem nici pe departe lecțiile de viață. Așa că în decembrie 2002 am servit câteva episoade de aritmii severe cu spitalizare de 3 luni și era cât pe ce să... puncte. În recuperare am început să caut, să apelez la astrologi, mulți dintre voi îmi cunosc astrograma. Iar eu m-am pus pe învățat. Cochetam cu horoscopul chinezesc de prin 1980, iar după 1990 am început să studiez Virgil Ionescu, Mihailovici și mulți alții. Să îndrept cu suiocul, dacă pot spune. Am început să descifrez cu ajutorul astrologiei, cu ajutorul multora dintre voi, de ce mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă. Căutam răspunsuri și dacă până la 50 de ani am fost de voie, ghilimele, ca să zic așa, urmare consultațiilor astrologice, am început dialogul cu astrele. Căutam să mă cunosc mai bine și să înțeleg ce vrea viața de la mine, care este rostul meu pe pământ, ce trebuie să fac ca să îndrept lucrurile. Priviți astrograma. Nu vom discuta toate casele, ea este laborioasă. Vom discuta casa a șasea, cea care iese în evidență privind această astrogramă. Casa muncii și a sănătății. Dacă greșesc cu ceva, o să vă rog să mă corectați. Eu mă strădui să fie bine. În ea se află, în această casă, în astrograma mea natală, numai puțin de 5 planete. Saturn, Neptun, Soare, Mercur și Venus. Luna, la primul pătrat, este în apropiere. Un super cluster, cum aveam să aflu. Această casă se întinde, după cum se vede, de la 10 grade balanță până la 0 grade săgetător. Aproape două zodii. Muncă și sănătate. Aici probabil era cheia. Cu sănătatea, cam precară, învinuiam fiecare planetă din casa a șasea de neajunsurile mele. Căutam răspunsul în a le învinui pe ele de răul ce îl pot produce sănătății și muncii mele. Da, căutând răspunsuri la prietenii astrologi și nu numai, făcusem și un curs între timp de Qigong și unul de Feng Shui, am aflat, tot de la prietenii astrologi, cărora le mulțumesc și pe această cale, am aflat că am aptitudini pentru terapie energetice. Numerologic am ceva în comun cu Edgar Cayce și pot deveni maestru terapeut. Am fost îndemnată pe un astfel de drum și am aflat că sunt venită pentru alții. Iată câteva aturi care m-au făcut să mă pun pe treabă. Deci dacă până acum mi s-au întâmplat aceste evenimente mai puțin plăcute, ca pierderea de soț sau ca boala din 2002, adică episoade urâte, am înțeles că trebuie să-i ascult și pe alții și ce îmi spun ei să fac așa ca ei. Atitudinele vindecătoare vă vede la conjuncția Soare-Neptun, adică sunteți ezoteric, vorbind putere neptuniană. Sunt putere neptuniană și putem să discutăm acest astrogram foarte mult, pentru că interesantă cu clusterul acolo și cu celelalte. Și de asemenea, Marte în casa 8-a. N-am omorât pe nimeni și nu cred că o vorbeam. Sunt o balanță blândă. Mai nou nu omor nici o muscă. Bun, mulțumesc pentru completări. O să vedeți, să nu completăm în partea a doua. Și așa că m-am pus pe treabă. Serioasă, nu glumă. În 2006 am făcut cursuri de tehnică radiantă, Real Reiki, gradul 1 și 2 cu domnul Lazia, Lidia Bârsan, Bebe Stratulat, practică cu Magda Vărănescu. Sunt radianții noștri, primii radianți din țară, care lucrează de 20 de ani Reiki și acum au gradul 7 obținut la Florida. În 2006-2007, cursul de bază fundamentale în terapii complementare cu specializări de flexo și masaj. 2007-2009, cursuri de sujok, reflexologie coreană, 8 chi. 2009, tehnică radiantă, gradul 3 la Berlin. Am făcut și alte cursuri, radiestezie, bioenergie, echilibrare emoțională. Am participat la conferințe astrologice de terapii complementare, tehnică radiantă, la radia de Vapurești și multe altele. Așa m-am cunoscut și pe voi.
De la Marte, da? În clasa 8-a, poate, dar vă spun mai departe, că o să vedeți că e devine interesant. Era perioada 2006-2008, în sensul vieții, nodul nord își cerea drepturile. Al treilea tur de sensul vieții se încheia și începea unul nou. Atenție, nodul nord se află învărsător. Așa cum am spus, cineva era venită pentru alții, după cum mi-a spus o prietenă astrologă. Deci terapia greu să devin terapeut, să mă vindec pe mine și pe alții. Așa că am făcut face cu planetele din casa a șasea, pe care le învinuiam inițial și am căutat în cărți fiecare planetă ce probleme mi-aduce, ca să vedeți cum era așa gândirea mea. Și am făcut face și am început să văd partea plină a paharului, ce mi-aduce benefic fiecare planetă din casa a șasea. Răspunsurile erau mulțumitoare. Am pus planetele la treabă, în slujba muncii și sănătății mele. Chiar așa am făcut pace cu ele și le-am rugat frumos să mă ajute, pentru că făcusem Reiki, făcusem direcționări de energie și, între timp, am schimbat cu totul modul de a privi problema. Altele urmau să fie prioritățile, însă altceva decât munca și sănătatea. Ceva nerezolvat din trecut și pe care sensul vieții, nodul nord, îl scotea la iveală la cei 54-56 de ani. Dar asta la altă conferință. Așadar, să reluăm. Pe parcursul plimbării mele prin lumea terapiilor complementare, aveam să aflu din două surse diferite că, și acum să vă țineți bine, ora mea de naștere nu este 7 PM. Cum am aflat? Prin măsurător radiestezice, făcute de unul din profesorii de la o școală de radiestezie. Actele ce spun? Actele n-avem să trăiți. Și mama ce spunea? Îmi dați voie să termin, că o să știm că am avut început. Mama mi-a spus 7 PM. Deci am mers așa, că ați dat programă până acum. Vedeți, am devenit terapeut, pentru că uitați ce e acolo, da? Și era vorba de sănătate, muncă, sănătății, da? Deci, unul dintre profesorii mei, Vasile Stratulat, m-a măsurat radiestezic la cadrul cursului pe care l-am urmat și mi-a spus că sunt născută dimineața. O altă doamnă, cunoștință, de la o altă școală de radiestezie, pe linia comandorului, mulți poate ați auzit despre dânsul, mi-a spus că sunt născută tot dimineața. Am crezut însă că era vorba de trezirea mea din 2002, urmare a celor crize de aritmie. Colega radiestezistă mi-a spus că este vorba de ora 8 și 80 de minute, adică ora 9.20, practic, da? 8 și 80 de minute. Radiestezic așa au măsurat, că se întreabă ANSA ce oră și câte minute, da? Deci 9 și 20. Care este adevărul? Bineînțeles că ca orice minte iscoditoare am început să studiez a doua astrogramă natală cu ora de naștere 9:30. Stupoare. Balanță cu ascendent Scorpion. Asta după ce consultase foarte mulți astrologi, așa, din rândul noastră și spuseseră, mă rog, foarte multe povești erau adevărate, adică încercam să mă regăsesc. Și culmea, știți care era? Că mă regăseam și în prima astrogramă, după cum spunea și Urania, avem din toate zodiile la 12-a parte. Deci... Dar tu ai oricum o componentă de Scorpion. Și în harta cu 19, ora de naștere, 19. Toți avem câte ceva niște care aici, cu de importanță. Deci haideți să termin și după aceea discutăm, că vreau să mă ajutați, că am nevoie. Stăpânul hărții este, Mercur este în Scorpion, deci ai în mod cert elemente de Scorpion în cum. Și simți tranzitul în Scorpion. Așa este. Deci, care era adevărul? Aveam să aflu în ianuarie 2010, cu ocazia internării mamei mele, Berbec și Dragon de Pământ, în 2010 avea 82 de ani, la spitalul Cantacuzino, spital în care mă născuse. Cu lux de amănunte și amintit că eram născută dimineața, între orele 9 și 10, cu forcepsul. Așa se explică și ora descoperită radiestezic, 8 și 80 de minute. Operațiunea a durat probabil 80 de minute, având în vedere nașterea cu forcepsul. Așa încât mă simt ca nou născută. Învățasem la cursul de sujoc că la asiatici sunt două cicluri de viață, unul până la 50, al doilea între 50 și 100. Astfel încât acum mă tratez și încerc să întineresc, dacă vă vine a crede. Vă rog să credeți că așa lucrează energiile. Dacă chiar crezi, poți. Deci, îmi place să cred
Că am depășit și criza pensionarului. De 6 luni v-am explicat că sunt retired, da? Mă văd acum și peste 30 de ani. Deci îmi fac un plan pentru următorii 30, a treia parte din viață, care eu cred că va fi cea mai frumoasă, așa îmi place să o privesc. Profesorul pe care l-a asist la cursuri, Bebe Straturat, are 74 de ani, s-a mutat din București la Pride și face naveta și ține cursuri în București. Deci ea cred că vă dau o speranță de activitate și viață tuturor, pentru că majoritatea din această sală sunteți tineri și vă urez succes în continuare în viață. Rămâne ca și azi trebuie să fie de acord. Am studiat noua mea astrogramă, poate îmi dați o mână de ajutor. Cine se oferă? O să-mi răspundeți în pauză. Fiecare astrolog, după părerea mea, vede și ceva specific, ceva la care numai el are acces, ceva la care numai intuiția lui vede. Eu de asta am consultat foarte mulți astrologi, pentru că fiecare își pune amprenta personală pe astrogramă. Da, și de la fiecare, dacă am aflat câte ceva nou, a fost pe beneficiul meu. Deci, să recapitulăm. După al doilea ciclu de Saturn, viața mi-a mai făcut o surpriză. Cred că mă regăsesc mai bine ca balanță cu ascendent Scorpion. Dar acest subiect cu altă ocazie. În concluzie, cred că este bine a se verifica de fiecare dată ora de naștere. Cu metode astrologice, dar și radiestezice, pentru cine cunoaște radiestezie. 2. Cred că astrologii pot schimba destinul din ceea ce spun. Cred că este benefic să îndrum pe calea terapiilor complementare, drept pentru care îți mulțumesc, prieten astrolog, pentru că ai contribuit la dezvoltarea și evoluția mea personală. Am putea să mai dăm pentru ultima pagină? Dar ai grijă ce prezici, s-ar putea să se întâmple. Vorba devine faptă. Energetic, puterea vorbei tale este foarte mare. Iar eu privesc mai departe la stele să înțeleg mesajul lor. Cu mare drag, Elena!